raportez cu încântare că încă n-am murit. Nici nu-mi vine să cred că se termină Enigma și că a fost genial. Salutare și bună de dimineața! Mă simt de parcă aș fi fost călcată de o turmă de elefanți. Mă doare la fel de tare căpățâna ca ieri și dezavantajul când ai o căpățână mare este că doare rău. Da. Am luat și aseară, după ce am închis camera, am luat o pastilă, am luat și acum, dar refuz să mă las doborâtă și refuz să mă las șantajată de o viroză răceală sau whatever. Jimmy este la picioarele mele acum și bolește și el. Și eu refuz să fac asta, refuz ca, să fac ca el. Și v-am zis că astăzi aveam planuri să ies. În teorie avem un film în program. Mergem să vedem Avatarul, pentru că nu l-am văzut. Avatarul cel nou. Și da, asta e perioada în care mergem de obicei la film, adică perioada asta a sărbătorilor. În cazul în care vă întrebați, în cazul în care ați văzut-l și în anii trecuți și vedeți că se repetă așa un tipar, e perioada în care mergem efectiv la film. În restul anului nu prea. Acum, pentru că s-au mai liniștit lucrurile și pentru că toată lumea e... Stați așa... Și pentru că toată lumea e relaxată, putem să mergem și la film. Și asta facem. Și refuz, efectiv, refuz să mă las dovărâtă de viroză sau ce-o fi asta sau ce mi-o fi dat Jimmy. Chiar nu vreau să aflu, nu vreau să știu. Da, și încă ne ținem de plan. Să sperăm că nu o să-mi bubuie capul de tot, că știți că la cinematografie... gălăgie mare și e zgomotul foarte puternic, să sperăm că nu o să-mi bubuie capul de tot. Urați-mi succes, pentru că filmul ăsta n-are decât 190 de minute și nu știu cum să vă zic, dar prima parte pe mine m-a cam plictisit. Adică mi s-a părut drăguțel, interesantțel, dar oricum, prima parte am văzut-o acum câteva zile. Dar m-a cam plictisit. Și dacă ăla m-a plictisit, care a fost genial și a fost ultra special la momentul la care a apărut, că de-aia nu l-am văzut când a apărut, pentru că toată lumea urla despre cât de senzațional este filmul ăla. Nu știu cum o să fie asta. Și 190 de minute ferească Dumnezeu, dar să sperăm că rezist. Da, deci și mi-am luat pe mine, mi-am luat rochia pe care am luat-o acum câteva zile din mall de la Mango. Voiam să fac iarăși un reel din ăla cu styling pentru că v-a plăcut. Am văzut că v-a plăcut foarte tare cel pe care l-am făcut, pe care l-am postat cu outfit-ul trecut și mă gândeam să fac și pentru rochia asta tot așa un reel, dar efectiv v-am zis, mă simt călcată de elefanți și astăzi n-am chef, dar o să vină și o să vă arăt ce pun peste și ce vine peste și cu ce combin, pentru că așa pare destul de boring, adică e bej cu blondul meu, vedeți? De asta vă spun eu că, deși în teorie culorile astea merg împreună, fiindcă sunt din aceeași familie, în realitate nu merg, pentru că te spălăcesc, adică acum nu iese nimic în evidență, când vă uitați la mine ce iese în evidență. E așa o mare de bej, de bleh, așa. Și trebuie să punem ceva culoare ca să spice it up, înțelegeți voi. Da, și cam așa arată rochia, îmi place foarte tare și mi-am luat L. Ceea ce înseamnă că am mânecile foarte lungi și de-aia le-am ridicat așa, dar îmi place lungimea. Oricum nu avem altă măsură de luat, adică aș fi vrut să iau eu un M, dar na. Și în picioare mi-am luat cizmele peste genunchi de la CCC, care văd că s-au lăsat un pic aici, o să trebuiască să le trag, dar de principiu arată super bine, îmi place cum arată așa cu ele. Raportez cu încântare că încă n-am murit. Încă am reușit să nu mor. Dar nici multe nu mai avem. Am simțit că am înțepenit acolo. Am simțit că mor. A fost sala ultra full. Am avut pe cineva care a avut o plăcere deosebită timp de 3 ore să-mi bată în scaun constant. Nu știu de ce. Dar în rest a fost bine. Filmul a fost plictisitor. A fost bine. Da, mă bucur că am ieșit în orice caz. Dar, da, o să vă zic acasă mai multe despre film, dar este full mall-ul,
nu veniți la mall în perioada asta, fugiți cât mai departe, fugiți, fugiți, fugiți. Știam că așa o să fie, pentru că era cumva firesc, deși cineva anunțase că au plecat toți oamenii din București. Nu e adevărat, vă spun eu, s-au mutat la mall. Cei care n-au plecat sunt la mall-uri. Și da, știam că așa o să fie, dar v-am zis, este cam singura perioadă din an când putem să venim la un film, efectiv. Și atunci suportăm, dar am fugit repede. Am intrat la film și am ieșit repede, repede, pentru că nu e de stat, e aglomerat, te calci pe picioare, te înghesui, toată lumea se înghesuie, toată lumea se vâră și toată lumea trebuie să fie primul. Și atunci am preferat să plecăm. Filmul, v-am zis, a fost, nu știu, pe mine m-a cam plictisit. Da, cam două treimi din el m-a plictisit. Putea să fie cam cu vreo 100 de minute mai scurt. Știți, din 190 putea să aibă vreo 100 mai puțin, după părerea mea. Rest, toate bune și frumoase. Excelent, minunat, amazing, totul perfect. Grafica foarte frumoasă. S-au scos buze. Să-mi dau cu ceva pe buze. Grafica foarte frumoasă, multă gălăgie și cam atât. Adică povestea evoluează, o să avem partea a treia, este foarte clar că o să avem și partea a treia, care o să vină mai repede, nu o să mai dureze 11 ani până să vină, așa că 11-12, ce diferență, la ce distanță de timp a apărut ăsta de primul film, așa că o să fie bine. Ia să vedem, da. Am și un pic de lumină aici, ca să mă dau cu ruj. Hai că vorbim acasă mai multe. Am uitat să trec pe la farmacie. N-are nimic. Well, hello! Ce faceți? M-am trezit și eu, pentru că după ce am venit de la film, m-am schimbat și m-am pus în pat și am adormit instant. Și m-am trezit acum. Sunt puțin mai bine, că mă simțeam puțin amețită când am ajuns de la film. A început să mă doară și burta destul de tare. Nu știu de exact de la ce, dar cert este că am ajuns și o să încep prin a mai spune o dată că m-am plictisit puțin cam tare la Avatar. Dar, da, mă rog, am vrut să-l văd ca să fie văzut, să fie și ăsta bifat, să-l mai fac ca cu prima versiune. Cert este că am lăsat cu senzația că o să se întâmple cum s-a întâmplat cu asta, cu Star Trek, nu, cu Star Wars, cu Războiul Stelelor, așa, sau cu alte filme care au fost bune în primele părți și după aia le-au tot lungit, adică este foarte clar, mie mi-au lăsat foarte clar impresia că va veni partea a treia și nu în 15 ani de acum încolo, cum a fost cu partea a doua, ci mult mai devreme. Și la fel mi-au lăsat impresia că, da, s-au străduit un pic cam prea tare, v-am zis, dacă ar fi fost undeva cu 100 de minute mai scurt filmul, ar fi fost chiar un film foarte bun din punctul meu de vedere. Chiar să spuneți și voi dacă v-a plăcut. Am senzația că genul ăsta de filme, stai și mă gândeam acum, că genul ăsta de filme pare cumva super wow, așa, pentru oamenii, nu știu, care cumva nu au o fantezie foarte dezvoltată sau care nu visează sau care nu-și construiesc o lume imaginară a lor proprie, nu știu, cumva așa mi se pare, pentru că în general cam toți oamenii foarte analitici pe care i-am auzit vorbind despre filmul ăsta, zic, wow, este senzațional. Pentru mine, nu știu, mie nu mi se pare de wow, adică da, nu m-a dat pe spate nici prima parte, nici a doua, de aia zic, foarte, foarte lung. Am observat că majoritatea oamenilor din sală, în primul rând că a fost sala plină, n-am mai fost la un film cu sala plină de ani de zile, pentru că știți, v-am spus că în general mergem la filme foarte devreme, când se deschide imediat cinematograful, doar că acum fiind o zi din asta liberă, când toată lumea are liber, evident, era de-abia să deschisese cinematograful, dar era full, plus un film recent lansat, iarăși full. Și era sala plină și am observat, na, plictisindu-mă, am luat așa tensiunea din jur, s-am luat pulsul oamenilor din jur și mi-am dat seama că majoritatea s-au cam plictisit, adică după jumătatea filmului încolo deja începuse să toată lumea să se foiască, mulți s-au plimbat pe acolo, adică s-au dus la baie, s-au întors sau nu știu ce.
O altă chestie pe care am observat-o a fost că au lăsat înfiorător de murdar sala după ce au plecat. Deci mi se pare... Vai de capul meu, deci înțeleg accidentele, că scade popcornul, că nu știu ce, dar unii chiar au lăsat atâta mizerie în urma lor, ceva de îngrozitor, și nici măcar n-au avut bunul simț să-și ia cutiile de suc sau, mă rog, paharele și așa mai departe ce aveau și să le pună în coș afară la ieșire, nu, le-au lăsat acolo pe scaune. Este iarăși o dovadă așa din partea mea de un pic de lipsă de bun simț și un pic de lipsă de respect față de oamenii care muncesc acolo și să-i trateze așa cu superioritate. E genul ăla de aroganță pe care o prins că, vezi, Doamne, tu-ți permiți niște lucruri. Mi se pare o aroganță dată de prostie. Și am încheiat subiectul ăsta. Și în rest, da, Gemini se simte foarte rău și mi-este... Adică se simțea rău când am plecat, acum când m-am trezit să țin, parcă e un pic mai agil, e un pic mai vioi, dar tot se simte rău, nu respiră pe nas, respiră numai pe gură și îmi fac foarte mari griji pentru el, pentru că nu știu unde putem să-l ducem acum în perioada asta, fix acum de sărbători, unde să-l ducem să îl consulte altcineva, nu știu, să vedem. Pentru că e rău, se simte rău, n-am mâncat nimic, absolut nimic, toată ziua este... Aoleu, mi se rupe sufletul când îl văd, se chinuie, mai devreme se uita la mâncărică și vroia să mănânce, dar nu poate, că e frică să înghită pentru că îl doare foarte tare gâtul și exact atunci când ai amigdalită și te doare amigdalele și te doare tot gâtul și ți-e frică să înghiți, pur și simplu, ți-e frică de mișcarea aia de a înghiți pentru că se declanșează iadul, cam așa e și el și... Nu am cu ce să-l ajut, încerc să-l ajut cu ceva și nu am cu ce și mi se rupe sufletul, nu știu ce să-i fac. La un moment dat a venit să lipit așa de mine și că nu vrea să-l mângâi, deci să nu-l mângâi, să nu-l sâcâi, să nu-l scarpinți, nu vrea, începe să mărâie, dar vine și se pune așa cu căpuțul sau să sprijină cu corpul și lasă greutate pe piciorul meu sau lângă mine și eu milă de el, nu mai pot, sufletel mi se rupe inima. În rest, da, nimic altceva, n-am mai făcut nimic. Dacă am venit și am adormit, n-am mai făcut absolut nimic. V-a zis că nici eu nu mă simțeam prea grozav, de-aia m-am gândit să fac acum o baie, să mi se carce telefonul, că îmi place să stau pe telefon, adică să mă uit la clipuri sau ceva în timp ce mă stau în cadă și să mi se încarce puțin telefonul, că am observat că era descărcat și mă duc și fac o baie tot așa cu sare, să... desfunde și mie sinusurile, că parcă și pe mine mă ia, v-am zis, din vlogul trecut, că parcă mă ia și pe mine, așa simt că mă ia, mă doare și capul, încă mi-a mai trecut acum cu somnul ăsta, dar tot mă mai doare capul și mă dor ochii și lumina asta evident n-ajută și cred că mi s-a întins și mascara, că am adormit evident machiată, planul meu nu era să dorm, ci am luat păturica lui Jimmy și m-am pus așa lângă el, în ideea în care poate îl mai liniștesc puțin și m-a luat și pe mine somnul și de-aia am zis să și de-aia cred că mi s-a întins și mascara, dar da, acum o să fac o baie ca să mai inhalez un pic de apă, să mai apa aia, să mai stau în apa aia cu sare, nu știu, pe mine mă ajută foarte tare remediul ăsta, ca să zic așa, dar nu știu dacă e neapărat un remediu, mă ajută foarte tare să fac o baie cu sare din aia mare, sare de bucătărie, dacă aveți sare din aia pompoasă, bine, dacă nu puneți sare de bucătărie, că e mai bună ca orice pe lumea asta și desfunde efectiv așa în căile respiratorii și îți relaxează mușchii, nu te mai dor mușchii așa tare, cel puțin în cazul meu funcționează, e și cam singurul remediu care funcționează pentru mine, pentru asta, pentru o febră musculară, adică pentru mine aspirina nu funcționează, că mulți zic că se funcționează, nu, deci singura chestie care funcționează de adevăratele este mișcarea, când ai febră musculară să faci în continuare mișcare, adică să nu te oprești și după aceea ce mai funcționează este baia cu sare, o baie fierbinte așa cu apă cu multă sare în ea care să-ți relaxeze mușchii și trebuie să stai, adică trebuie să stai, după care ai o piele super uscată și trebuie să bagi tone de cremă, dar nu-i problemă că se rezolvă și asta. Și vă ziceam de rutina aia de pampering, de acu aseară, alaltă seară, când mă ziceam, poate o facem în seara asta, nu știu.
Așa, nici nu-mi vine să cred că se termină Nicmăsul, deci efectiv nu-mi vine să cred că se termină Nicmăsul, că am ajuns la final, mi-a intrat o bucată de mascara în ochi ei. Nu-mi vine să cred că ăsta este ultimul episod din Nicmas și chiar și voi îmi scriați pe că a trecut foarte repede și mie mi se pare că a trecut la fel de repede, deci mi se pare că a trecut așa. Parcă ieri eram la 1 decembrie și aveam lista cu planuri și facem și mă uitam și încercam să programez, să fac chestii ca să am și chestii drăguțe de făcut. V-am zis, sunt foarte multe chestii de culise pe care voi nu le știți și nu le vedeți în general în clipuri și cred că la mai toți creatorii de conținut e așa. De-aia e bine să nu luați doar lucrurile de fațadă pe care le veți, să vă gândiți că există și lucruri în profunzime și că se mai întâmplă și alte lucruri în spate. Și am primit niște comentarii chiar foarte interesante în ultima vreme de la voi, care efectiv mă bucură și mă fac să mă simt bine și îmi dau senzația aia că, băi, totuși nu fac degeaba ce fac aici și totuși fac bine ce fac aici, pentru că suntem acea mână de oameni care stăm aici conectați unii cu alții și ne înțelegem, suntem cumva pe aceeași undă și asta mă face să mă simt foarte bine și sper ca anul viitor să fim și mai uniți și mai conectați și da, chiar ascultam o teorie recent despre niște vloggeri din afară, cum mă rog, și-au luat-o în cap, cum lumea e critică și judecă pentru ce sunt și nu știu ce. Și stăteam și mă gândeam că am ajuns în punctul în care treaba asta cu influencing-ul sau creatorii de conținut, cum vreți voi să le spuneți. Eu nu mă feresc de termenul ăsta de influencer, nu știu de ce. Am observat că multe personaje multe personaje se feresc de termenul de influencer, dar în același timp le place să influențeze oameni. Hai să nu ne mai ferim. Dacă ăsta e valul și așa le zice lumea și așa se zice și ăsta e trendul și ăsta e termenul cu care toată lumea se identifică, nu cred că trebuie să fim atât de scorțoși, știți, că bănuiesc că nici politicienilor nu le place la tot să li se zică că-s politicieni și așa mai departe, știți? Înțelegeți ce zic? Adică, hai să nu ne mai ferim atâta și să nu ne mai mai muțărim și să ne strâmbăm pe termenul de influencer. Și revenind la ce ziceam inițial, am zis, am auzit niște chestii despre niște influencer din afară care au ajuns mari în timp și se comenta acolo și comentau niște lucruri pe care le făceau și le ziceau și așa mai departe și stăteam și mă gândeam că, băi frate, lumea asta a influencerilor, a creatorilor de conținut a plecat de la ideea de a face niște oameni normali care au avut poate puțin mai mult curaj sau poate mai puțin curaj de a face chestiile astea în fața oamenilor, de față cu alții fizic. Știți că și asta e o treabă, că sunt mulți oameni, ca și mine de altfel, care la vremea la care s-au apucat de YouTube, Instagram și așa mai departe, nu aveau curajul să vorbească cu oameni fizic în fața lor cum aveau curajul să vorbească cu o cameră, că și asta e o mare chestie. Și au fost niște oameni normali care nu se încadrau în tiparul de 90-60-90 sau înălțime de 1,75 sau, nu știu, niște tipare din astea, niște standarde din astea de frumusețe date de societate, de media clasică și așa mai departe. Au fost niște oameni care efectiv sau nu și-au găsit un om cu care să se identifice în media clasică și au zis, hai că încerc eu să vorbesc pe limba mea cu alți oameni, poate găsesc pe cineva similar ca mine. Și de aici a plecat toată treaba asta cu influencing-ul și cu creatorii de conținut și ulterior a ajuns să crească, a crescut foarte mult încât s-a transformat într-o meserie, într-o industrie de milioane de dolari, da, la nivel mondial chiar de miliarde de dolari și așa mai departe, într-o industrie care conectează efectiv, dacă vă gândiți, mai multe industrii, pentru că de la treaba asta cu influencing-ul, nu știu de cât știți, dar inclusiv Canon, Nikon și așa mai departe, branduri care
începuseră să moară pentru că aveau niște produse mult prea scumpe și nu ajungeau la mare parte din oameni, au crescut, au ajuns să crească și să înflorească și să, sau să se mențină pe piață, pentru că nică nu într-un timp, nu știu dacă știți, dar nică nu într-un timp cam era pe... Așa, cam urma să-și închidă taraba. Ei, și mulți alții, adică sunt tot felul de industrii, de la industria hotelieră, de la transporturi, la make-up, fashion, care sunt banale, la gaming, la industria culinară și așa mai departe, sunt tot felul de industrii din astea care prin intermediul influencing-ului sau digital marketing-ului, cum vreți să-i spuneți voi, s-au interconectat, au ajuns să se interconecteze, da? Pentru că un om care, spre exemplu, să luăm în cazul unui influencer de fashion sau de beauty, asta făcea, încerca produse de make-up sau haine, a ajuns să promoveze și, nu știu, locuri unde să te duci să-ți petreci vacanța și locuri unde să mănânci și, nu știu, ce farfurii să-ți cumperi și așa mai departe. Adică sunt niște industrii conectate și a ajuns treaba asta într-o chestie uriașă, foarte mare și odată cu această creștere și cu această explozie, cumva am senzația că percepția publicului, a oamenilor, este că influencerii trebuie să fie plăcuți de toată lumea și că influencerii trebuie să fie numai populari și cred că majoritatea puteți să fiți de acord cu mine sau cei care au încercat măcar o dată să facă treaba asta poate rezonează cu chestia asta, așa numai că există cumva o presiune din spate, cum că trebuie să fii popular, trebuie să fii cunoscut de toată lumea, trebuie să fii plăcut de toată lumea, trebuie să ai colaborări cu X branduri sau cu anumite branduri ca să fii important, să fii valid în ochii oamenilor. Ceea ce este o aberație, din punctul meu de vedere, este o aberație pentru că așa cum nu toți purtăm aceeași pereche de pantofi și avem gusturi diferite, inclusiv la pantofi, inclusiv la mâncare și așa mai departe, cred că la fel putem și în cazul influencerilor sau creatorilor de conținut să avem gusturi diferite, da? Și în cazul în care nu-ți place cineva, să închizi și să dai ignor și să nu te mai uiți la persoana respectivă. Nu să ai pretenția ca persoana respectivă să se ridice la niște așteptări pe care le ai tu. Și aici revin la conexiunea aia pe care o avem noi, cele care vă urmăriți constant și vă știți, pentru că dacă vă arăt chart-ul ăla, graficul ăla cu... că se face YouTube-ul, se face cu oameni care se întorc la tine pe canal, deci care au fost și care se întorc în mod constant și oameni care sunt noi pe canalul tău în fiecare lună. Sunt mult mai mulți oameni care revin la mine pe canal decât cei pe care... Asta și din cauza YouTube-ului, pentru că nu-mi promovează clipurile și nu ajunge la oameni noi și poate aici vă puteți voi face un pic de timp să dați un share ca să mai ajungă și în altă parte, dacă vreți. Dar eu sunt foarte fericită cu ideea asta că sunt foarte mulți oameni care se întorc, pentru că asta este un semn a faptului că totuși rezonați cu mine, că totuși vorbim pe aceeași limbă, că totuși mă înțelegeți și poate că nu suntem la nivelul de milioane de abonați și cred că asta ar trebui să vă demonstreze doar simplu fapt că am renunțat la canalul la care crescuse multicel într-un timp și am venit și am făcut un canal de la zero. Ar trebui să vă demonstreze că nu e vorba despre numere și despre cifre și despre hype, ci este vorba despre oameni și despre calitatea oamenilor pe care i-am în jurul meu. Pentru că mă interesează mai mult să ajung la oameni de calitate decât să ajung la toată lumea. Deci scopul meu în viața asta nu este să plac la toată lumea și să ajung la toată lumea, ci să ajung să atrag oameni de calitate și să ajung să atrag oameni care înțeleg ceea ce spun și să... Pentru că degeaba ai mult public dacă publicul tău e prost. Știți, cam asta e ideea. Degeaba sunt mulți și proști. Mai bine ai puțin și buni acolo că te înțelegi mai bine cu ei. Și... acum, bineînțeles, fiecare ce urmărește, dar eu una nu asta urmăresc și știți care e azi în faza haioasă, că au început să vină niște oferte de colaborări pentru canalul celălalt după ce am zis că nu mai postez cu pe el. Până atunci nu eram ok, deci până să zic că închid canalul nu eram ok, eram prea mică și prea insignifiată, după care au început să vină oferte. Și am zis, nu, mulțumesc că eu am alt canal acum. Dacă vreți pe ăsta, bine, dacă nu... Asta este, nu că
canalul ăsta e mult prea mic. Ok, nicio problemă. nu e niciun deranj, adică fiecare cu strategia lui. Da. Asta vreau să zic. Eu apreciez foarte tare că sunteți aici cu mine și mă simt onorată și fericită că mă alegeți pe mine din milioane de oameni pe care i-ați putea alege, că sunt milioane de oameni care fac chestia asta, poate 99,99% din ei mai bine ca mine, dar eu sunt fericită că vă petreceți alea 10, 15, 20, 40 de minute într-o zi cu mine și că sunteți aici și mai ales dacă mai dați un share și un comentariu, sunt extaziată, pentru că înseamnă foarte mult. După ce faci toată chestia asta, înseamnă foarte mult și pe mine chiar nu numai că mi-ajută canalul, dar mă dă imboldul ăla de a face, de a merge mai departe, că să știți că nici perioada asta din decembrie n-a fost super roz, în care am făcut nimic măsut, dar am avut un alt vibe de la început, am plecat cu un vibe foarte bun spre deosebire de alți ani și cumva și voi l-ați întreținut, știți, vibe-ul ăsta, chiar dacă n-au fost toate zilele din Nicmas în culise, n-au fost toate roz, știți, și ați întreținut vibe-ul ăla bun și vă mulțumesc din suflet și nici nu știu cum aș putea să vă răsplătesc mai mult decât atât spunându-vă mulțumesc și eventual făcând clipuri și continuând să fac treaba asta și puteți să lăsați sugestii de ce vreți să vedeți în anul care vine, pentru că deja lucrez la lista pentru anul viitor. Eu sunt deja, v-am zis că asta mă deranjează foarte tare în ultima vreme la mine, că efectiv nu mă mai pot concentra pe moment, adică sunt aici, deja de două săptămâni m-a luat hype-ul ăla cu ce fac în ianuarie, de ce mă apuc în ianuarie, cum organizez, ce aranjez, ce fac, cum fac, și la un moment dat trebuie să-mi dau un pic așa, refresh, să-mi dau două palme, să zic, oh, respiră, calmă, că încă n-ai terminat cu Nicmasul. Termină cu Nicmasul, ia două zile, respiră și vedem după ce se întâmplă, știți. Da, este o nebunie în capul meu, da, asta nu e o noutate. Dar puteți să-mi spuneți și voi ce ați vrea să vedeți, ce ați vrea să ce vă place, ce v-a plăcut din ce ați văzut până acum, ce mai vreți să vedeți din ce am făcut până acum și ce ați mai vrea să vedeți, nu știu, versiuni noi sau versiuni îmbunătățite sau așa. Și ce vreți voi, ce vă face plăcere, pentru ce deschideți voi YouTube-ul în general și o să încerc să migrez aceea stare și pe celelalte conturi, în speță pe Instagram, că Facebook nu mai am și nici nu mai fac pagină de Facebook. Am rezolvat-o cu Book Club-ul, nu știu dacă v-am zis, dar am rezolvat-o până la urmă cu Book Club-ul, s-a rezolvat, am intrat, iar sunt acolo, sunt așa, dar nu mai fac nici o pagină de Facebook, n-are rost, că oricum nu eram activă pe ea, așa că n-are sens. Dar dacă vreți mă găsiți pe Instagram, mă găsiți pe TikTok, da, am și pe TikTok, am făcut și pe el acolo, nu că aș fi foarte activă, dar e și el acolo, îl găsiți în descriere dacă vă interesează și spuneți-mi cam ce ați vrea voi să vedeți pe viitor ca să pot să fiu la înălțimea așteptărilor voastre, cumva să ajungem la un happy medium, de fapt, să fac ceva între ce îmi doresc eu să fac și ce vă doriți voi să vedeți, să vedem, să creăm așa un mix frumos și să poate iese ceva care chiar vă place. Da, acum mă duc să văd dacă s-a încărcat telefonul, dau drum la apă, facem o baie super lungă și vedem. Poate îmi pun o mască, poate îmi reușesc să îmi fac un pic de masaj, că n-am mai, nici măcar de aparatul ăla cu microcurent nu m-am mai ținut, deși aș fi trebuit. Mi-am promis că fac toată luna, oricum îmi place, deci oricum sunt nebunită după el deja, dar ca idee, da. So, hai că povestim mai încolo. O modalitate foarte fashionable de a termina acest Nicmas, ciufulită cu păr ud, dar foarte relaxată, iar am stat vreo două ore în cadă, pentru că mi-a prins bine, dar nu credeți că am stat numai să mă relaxez, nu mă, iar am apucat să fac chestii, am editat, am făcut niște liste, am făcut research pentru niște chestii pe care vreau să le fac, am încercat niște aplicații, am făcut o grămadă de lucruri în astea două ore. Se pare că sunt foarte productivă când stau în cadă. Poate ar trebui să mut birou acolo.
Just a thing. Doar că sunt atât de amețită încât am uitat să-mi iau camera cu mine, să vă filmez, să vă arăt toată rutina de pampering. Oricum n-am făcut-o chiar pe toată pentru că nu mi-am pus o mască așa cum mi-am propus inițial și asta pentru că m-am înmuiat, m-am lenevit și ar trebui cumva să separ în mintea mea ideea de a face o rutină completă de pampering cu baia, pentru că baia în sine mă moleșește foarte tare și după aia nu mai arde nici să-mi pun măști, nici să mai folosesc aparate, nici să mai folosesc nimic. O să folosesc aparatul cu microcurenți acum că mă mai uit un pic la televizor și după nani să sperăm că să pot să dorm, dacă tot am dormit acum după masă. Ciminosul parcă respiră un pic mai bine. Nu sunt foarte încântată de cum se simte, dar parcă este un pic mai bine. Și ca un update final, așa, cel puțin pentru nigmasul ăsta, asta este cicatricea mea curentă de la aluniță, că mă uitam acum în oglindă la ea. Este o pată roșie, este o mică găurică acolo rămasă, care se umple, a fost mai mare de atâta când s-a luat coaja, ultima coaja a fost găura mai adâncă. Se mai vede așa, eu observ când mă uit la filmare, se mai vede acolo, dar în timp o să se umple și o să treacă și pata aia roșie, deci o să treacă, doar că mai durează până așa. O să folosesc și niște creme pentru depigmentare ca să fiu eu sigură că se duce în totalitate roșața aia. Dar de principiu suntem pe drumul cel bun. Sunt foarte happy că am scăpat de ea. Acum efectiv mă uit la mine și la pozele pe care le-am făcut până acum și îmi dau seama că arăta absolut înfiorător și stăteam și mă gândeam cum naiva asta cu monstru pe față. Chiar le ziceam și fetelor când ne-am văzut. Zic, bă, dar cum ați lăsat să stau cu aia pe față? Zic, cum ați... Cum de nu s-a îndurat nimeni să zică, bă, dar nu crezi că ar fi o idee bună să încep să scoți alunița aia sau să faci ceva cu ea? Adică, nu crezi tu așa că ar fi fain? Da, și părul meu pare foarte uscat acum. Dar asta pentru că e trei sferturi uscat, săracu, e vai de capul lui. O să-l revigorăm mâine cu o baie. Pare foarte galben, pare un galben ăla foarte ciudat, dar e de la lumină, vă spun eu că nu arată așa. Ați văzut cum arată în lumina naturală? Nu, arată bine, nu chestia asta, galbejala asta ciudată. Nu, nu, nu. Asta este o chestie foarte ciudățică așa. Da. Pentru asta mi-ar trebui, cred că, o găleată de... din ăla de toner, ca să o aduc la o culoare decentă. Dar sunt relativ ok, parcă mi-a mai trecut și durerea de cap, parcă mă simt un pic mult mai bine. Hopefully, mâine de Crăciun mă voi simți și eu bine. Dacă nu, asta este, îl iau pe Jimmy în brațe și bolim amândoi, că ce să facem altceva. Cu voi ne vedem, cred că ne mai vedem o dată anul ăsta, cred, pe YouTube, cred, nu știu, nu promit, vom vedea. Și din ianuarie vedem ce ne aduce ianuarie, dar în orice caz stați pe aproape, dați un share la clipurile mele, vă rog frumos că mă ajută, dați un like, lăsați-mi, cum v-am zis, sugestii de clipuri și ce ați vrea voi așa să vedeți per total. Și stați pe aproape, activați-vă notificările, că nu iau vacanță, eu nu iau vacanță, nu luăm vacanță. Aici pe canalul ăsta nu se ia vacanță, că nu avem nevoie de vacanțe din astea. Vă pup și ne vedem în următorul clip.